Liderul Federației Sindicatelor Libere Neamț, Gabriel Ploscăre, aduce în discuție plata navetei cadrelor didactice obligatorie prin lege, dar neonorată încă de o serie de autorități publice locale. În zona Romanului, o situație mai specială o reprezintă aceea de la Comuna Văleni, unitatea administrativ-teritorială care nu a achitat naveta cadrelor didactice. Ne-am bucurat că, măcar la sfârșitul anului, cu întârziere, majoritatea unităților școlare, prin consiliile locale sau de la consiliile locale, au fost banii necesari și s-au decontat această navetă. Avem un caz totul special la Văleni, unde, deși există o hotărâre judecătorească, aceasta nu a fost pusă în nu a fost aplicată, adică am avut discuții de mai multe ori cu domnul primar, am fost și acolo, la Văleni, promisiuni sunt, dar deocamdată nu se mișcă nimic. Noi m-am luat deja legătura cu un executor judecătoresc, dar poate în ultimul moment să găsească soluții să ne ajungem în această situație. Deci că e jenant să ne ducem la o instituție a statului, care este primăria, o instituție reprezentată a comunității locale, să ne ducem cu executorul judecătoresc pentru 139 de milioane de lei. Regretabil, asta este situația, dacă va fi cazul, vom apela și la această soluție. Actuala conducere a primăriei Văleni promite că problema va fi rezolvată cât mai repede, dar că datoria față de cadrele didactice reprezintă o sumă relativ mare pentru bugetul local. Aici totuși suntem la un capitol destul de avansat, aș spune eu, nu de negociere. Am reușit o mare parte să achităm, mai avem ceva de achitat. Sperăm că până la sfârșitul lunii mai, cam așa ne-am propus, să achităm diferențele pentru transportul la cadrele didactice. Este o valoare destul de mare, da, în jur de 60.000 de lei, cam așa. Da. Aceste întârzieri sunt cauzate de faptul că legislația a fost ambiguă și că anul trecut, din câte știu eu, era prins acest capitol la capitolul salarii, iar fondul nu era suficient. Dacă nu era suficient, nu e asigurat și spunea undeva, pentru că de contrarea abonamentelor se vor face din fonduri proprii, deci din fondurile primăriei și în funcție de modul de colectare a taxelor și impozitelor. Și n-am reușit în totalitate, dar acum suntem pe drum. Și anul ăsta e reglementat nou cod fiscal și atunci probabil că o să reușim să ne aducem la bun sfârșit. Este o problemă, într-adevăr, a spus foarte bine, nu este numai problema școlii Văleni, dar va trebui rezolvată pe un mod amiabil. Câte navetiste aveți? Păi, nu știu, exact, doamna director, ar trebui să știe, sunt cadre navetiste în jur de 14-15, cam așa cadre sunt, am da. Am înțeles că aveți și la Rosnov, care vine aici. Avem o domnișoară profesoară din română, da. Am discutat cu domnul Ploscă, la sindicat, am primit vizita lui, cu doamna director și cu secretarul contabilitate. Deci încercăm acum să le centralizăm și să luăm măsurile necesare să putem achita. În timp ce sindicatele susțin că legislația trebuie respectată, ținând cont de faptul că dascălii au salarii din care nu pot suporta costurile în creștere ale navetei, edilii spun că pentru o localitate rurală costurile achitării acestor drepturi sunt prea mari. Și acest capitol este unul în care, după Revoluție, au fost tot felul de bâlbâieli pe care legiuitorul se tot codește să le rezolve într-o manieră coerentă și legală, pasându-le ba la cheltuieli de personal, ba la cheltuieli materiale.